Salutare dragilor și bine v-am regăsit din nou! În continuare vă voi prezenta un nou ritual să vedem dacă ne-am deslegat, dacă mai avem ceva energie negativă, dacă am făcut un alt ritual anterior pentru dezlegare și a avut efect. Este foarte simplu, este ca și un test să vedem dacă ne-am eliberat cu adevărat de acele energii negative, de acele magii, de acele făcături, de orice ar fi fost asupra noastră și suntem liberi cu adevărat. Și aveți nevoie de o lumânare albă și una neagră. Pentru acest ritual. Este un test, dar și ne ajută și ne curăță totodată. Aveți nevoie de două lumânări de aceeași clasă, să fie la fel, de dimensiuni egale, da? Una albă și una neagră. Nu poate să fie altă culoare decât albă și neagră. Negru reprezintă energia negativă și albul reprezintă lumina. Le vom aprinde pe amândouă în același moment și vom observa noi care dintre ele se va termina prima. Dacă lumânarea neagră se va termina prima, înseamnă că am reușit să spargem orice făcătură, să tăiem orice vrajă, orice ar fi fost, orice energie negativă s-a dus, s-a curățat. Dacă lumânarea albă se consumă prima, înseamnă că încă mai avem ceva legături, trebuie să mai insistăm, să mai facem anumite metode de curățare. Da? Ce vom face? Pentru început, trebuie să le curățăm. La fiecare ritual, trebuie să dăm cu ceva, fie ulei, fie uleiuri esențiale, pe lumânări, da? Trebuie să le impregnăm cu energia noastră. Acest ritual la fel se face în lună, în descreștere, în orice zi puteți să-l faceți. Nu contează ora, da? Dar e important să aveți lumânările egale, da? Pentru că le vom aprinde amândouă odată, în același moment. Eu le aprind de aici. Așa și picurăm puțină ceară ca să le putem prinde. Este ca și un test ezoteric. Să vedem, ne-am curățat, mai avem ceva sau suntem cu adevărat liberi. După cum ați văzut ieri, lumânarea mea neagră ardea într-un mod foarte haotic. Până la jumate ars într-un mod, dar apoi s-a liniștit. Semn că am avut și eu ceva energii negative, ceva gânduri, ceva invidie asupra mea și asta am observat că am avut unele blocaje, dar nu-i nimic, ne curățăm. Le ținem puțin să se prindă. Pentru că le-am uns, nu prea se prind. Lumânările sunt de aceeași clasă, să pun așa. După cum vedeți, astăzi arderea este foarte liniștită a lumânării negre. Nu mai este ca ieri când pâlpâia și scăpăra. Deci, semn că m-am curățat. Și vom vedea la final care dintre ele se termină prima. Da? O să pun camera așa, cumva. Acum cu Mercur retrograd, parcă nici filmările nu se mai filmează atât de bine. Ba fără sunet, ba întâmpin diverse probleme. Dacă se termină lumânarea neagră prima, înseamnă că m-am eliberat, m-am curățat. Dacă lumânarea a mai rămas ceva puțin din lumânarea albă, înseamnă că totul este bine, da? Că suntem pe lumină. Dacă se consumă lumânarea albă prima și rămâne această neagră, puțin din ea, înseamnă că trebuie să mai insistăm și să mai facem alte metode. Este ca și un test ezoteric, dar totodată ne și curăță. Fiind lumânarea neagră, arde energia negativă și lumânarea albă aduce lumină în viața noastră. Este foarte simplu, foarte eficient și vom vedea la final ceea ce se întâmplă. Fiecare veți vedea. Eu simt că m-am curățat.
Și aceste lumânări trebuie să le lăsați să se consume în totalitate, da? Dacă cumva îl faceți noaptea, eu recomand să mergeți cu el undeva în baie, să-l puneți să fie în siguranță, fie în cabina de duș, fie în cadă, fie într-o chiuvetă, ca să nu aveți probleme să se întâmple, Doamne ferește, ceva în casă și să luați foc. Eu de obicei când fac anumite ritualuri pe care trebuie să aștept mai mult, nu se consumă nici peste noapte, le pun în cadă. Și așa sunt în siguranță și nu poate lua nimic foc. Eu așa fac noaptea. Eu așa am făcut ieri cu ritualul și s-au consumat foarte liniștite acele lumânări și simt că m-am eliberat, că m-am curățat de cele energii. După cum vedeți, flacăra acestor lumânări este foarte liniștită. Atunci când pâlpâie, când se stinge, înseamnă că sunt anumite dificultăți, posibil boli. Și vă mai pot spune, dacă suferiți de o anumită boală, puteți scrie numele bolii tot pe o lumânare neagră și să-i dați foc. La fel o impregnați cu energia voastră și vă imaginați că îi dați foc acelei suferințe, acelei boli, da? Să o ardeți. Pentru că ce face o lumânare? O lumânare, la nivel subtil, ea deschide un portal. Și toate cele energii sunt extrase, da? Eu vă mulțumesc, dragilor, acest ritual este foarte ușor, la îndemâna oricui, doar aveți nevoie de lumânări. Foarte multe persoane mă întreabă că nu găsesc lumânări negre, dar căutați, dragilor, pe internet, magazine de chinezi. La orice magazin chinezesc veți găsi lumânări negre, da? Sau comandați online. Dacă dați o căutare pe Google, veți vedea câte rezultate vă apar și sunt peste tot de cumpărat și sunt foarte accesibile, nu sunt scumpe, la îndemâna oricui. Vă mulțumesc, o seară plăcută tuturor. Pe curând, dragii mei.